Federația Română de Atletism a emis un comunicat referitor la scoaterea din lotul pentru campionatele europene de cross de la Belgrad a atletelor Anca Bunea, Maria Iftimie și Claudia Florea, cea din urmă legitimată la CS Ghelari, sportivele care au vrut să se pregătească în orașele natale pentru a merge și la școală. Conform adresei Ministerului Tineretului și Sporturilor numărul 2169 din 12.08.2013, autorizația de participare la competițiile europene, mondiale și olimpice va fi obținută numai în urma controlului antidoping al lotului. Federația trebuia să comunice Agenției Naționale Antidoping locul și data unde poate fi efectuat controlul lotului. În data de 25.11.2013, echipa ANAD a fost prezentă în Băile Felix, unde se afla cantonat lotul. Au absentat cele trei alergătoare, ale căror cluburi și antrenori nu au motivat neprezentarea lor, se arată în comunicat. În realitate, inițial, oficialii federației le dăduseră voie atletelor să stea acasă, unde au efectuat și testele doping în noiembrie. Profesorul Emerson Toma, antrenorul Claudiei Florea, a explicat situația și și-a justificat alegerea. De comun acord cu antrenorul federal Ion Bură, am hotărât ca fetele să pregătească acasă. Vă spun și de ce în cazul elevei mele. Ea învață la un liceu de matematică fizică și vrea să facă sport și școală, iar părinții ei sunt de acord. Era o solicitare normală. A declarat pentru ProSport Toma. Presa centrală a scris pe larg săptămâna trecută despre excluderea atletelor Maria Iftimie, Anca Bunea și Claudia Florea din lotul pentru campionatele europene de cross, după ce sportivele au solicitat să se pregătească acasă și nu centralizat pentru a nu absenta de la cursurile școlilor pe care le urmează. Competiția de la Belgrad se încheie astăzi.